Mărturiile contemporanilor. Ioan Roman. Figura poetului Eminescu. Eu l-am cunoscut pe Eminescu la ultimul banchet al Junimii, de la Iași, după un an de la strămutarea convorbirilor literare, la București. Asta nu înseamnă că nu-l mai văzusem până atunci. Îl mai văzusem ca toată lumea, pe străzile Iașilor, și îl mai văzusem la biblioteca Universității Vechi, citind tot timpul la biroul lui din fund, în fața intrării, după ce servea celor 4-5 vizitatori cărțile dorite. Și mi-a făcut impresia unui om absolut normal și a unui funcționar conștiincios, care își făcea slujba aproape cu plăcere. Odată, într-o zi de primăvară, pe la amiază, l-am întâlnit pe strada Universității, coborând spre strada Alexandrii, îmbrăcat în haine de doc, albe și curate, și cu mustățile rase, singura dată când și-a ras mustățile. Cu trăsăturile regulate ale feței sale, cezariene complet degajate, cu părul negru, bogat, strălucitor, dat pe spate, încadrându-i fruntea lată, cu zâmbetul imperceptibil, încremenit cu privirea încadrată de nu știu ce tainică melancolie. Niciodată nu mi s-a părut mai frumos ca atunci. Și acum, de câte ori văd fotografiile rămase de la el sau desenele caricaturale ale celor care îi mercantilizează chipul, de atâtea ori Eminescu din strada Universității de la Iași îmi apare în minte și regret că nimănui nu i-a dat prin gând să-l fotografieze atunci, deoarece am credința că fotografia aceea ar fi rămas fotografia consacrată, care ar fi păstrat în cele mai armonioase trăsături figura genialului autor al Luceafărului.